De standuri cu bunătăți din Bucovina au așteptat vineri seară degustătorii. În fiecare pensiune și hotel a pregătit ce avea mai special în meniu și a venit la expoziția culinară din cadrul târgului de turism Bucovina. De la sarmale în cuib cu slăninuță, salată și tocănițe de hlib, friptură la proțap sau cuptor, zacuscă sau dulceață, până la iaurt de oaie, poale în brâu și prăjituri, toate au fost vedete pentru o seară și au încântat privirile și gusturile vizitatorilor. În această seară pentru turiști nou prezentăm cu ofertă de produse de ale stânei, făcute la stână. Este vorba despre laptele de oi, un iaurt practic din lapte de oaie, la noi spune lapte de oi, produs 100% natural. Noi am pregătit câteva preparate din bucătăria noastră gourmet, un păstrăv făcut la grătar, o friptură și câteva prăjituri făcute în bucătăria noastră. Avem și preparatele bucovinene aici la raionul nostru din zona Gura Humorului. De la fiecare pensiune din zonă, preparatele tradiționale, pastramă, șunculiță. Am adus produse tradiționale bucovinene, deci exact platourile care se găseau la bunica pe masă. Și ce găsim pe ele? Și anume plăcinta cu afine, clătitele cu hribi, vestitele platouri făcute la noi și afumate tot la noi, păstrăvul afumat și, bineînțeles, cozonacul cu cunucă și cu mac. Am prezentat la acest târg de turism cu sarmale în cuib, care sunt specifice zonei. În ce constă acest preparat? Sunt 5 feluri de sarmale cu carne de vită, cu carne de porc, cu carne de oaie, cu ciupercuțe și cu carne de pui. Sunt sărmăluțe mai mici, care sunt într-o singură frunză mare, iar la mijloc cărnați de casă și costiță de casă. Se servesc cu smântână și cu mămăliguță caldă. Seara gastronomică a fost completată de un spectacol folcloric cu ansamblul artistic Ciprian Porumbescu. Expoziția culinară a fost vizitată și de președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor. Avem o seară chiar foarte frumoasă, o seară cu specific bucovinean, cu foarte multă participare. Sunt practic și cei care au muncit pentru târgul de turism, sunt și cei care au venit să-l vadă. Și în felul ăsta practic ne arătăm ceea ce suntem cu adevărat. Nu avem nimic de ascuns. Cred că turismul e o activitate care nu-ți permite să stai cu gunoiul sub preș. Suntem la vedere și cred că în aceste zile cei care au venit din țară să ne vadă vor avea ocazia să simtă cu adevărat Bucovina din foarte multe puncte de vedere, inclusiv gastronomic, ceea ce avem în seara asta, o cină bucovineană, la care prezența e foarte bună și atmosfera la fel destul de interesantă.